Anda Mogoș este psihoterapeut și consilier creștin și este pasionată de intersecția între teologie și psihologie. A absolvit Institute of Sexual Wellness din Atlanta, unde s-a specializat în terapia problemelor de natură sexuală și este și autorul cărții Educația sexuală în familie, pe care o avem de vânzare la final, costă 40 de lei. E căsătorită, are doi copii, motiv pentru care venirea ei la Cluj este prima plecare da, pentru un speaking engagement de patru ani de zile. Și citez o scurtă descriere de pe un site care zice așa I-a pus Dumnezeu mâna în cap când s-a căsătorit cu Benny și când au devenit părinții lui David și al Emei. Ar fi trebuit să se oprească acolo, dar și-a luat și câine, pisică și hamster și multiple ghivece cu flori, ceea ce a fost o greșeală și nu recomandă nimănui. Anda Mogoș, bine ai venit! Anda, abia așteptăm să te auzim. Mulțumesc, și eu abia aștept. După cum le ziceam așa seară, eu fiind psihoterapeut, eu ascult mult oameni, așa că atunci când mă pun să vorbesc, nu mă mai opresc. Da? Sunt cronic vorbită, deci sper că nu aveți planuri pentru după amiază uh, Sper că dacă reușesc să-mi prind avion, nu e mare lucru. Bun, o să vorbim, nu știu la ce vă așteptați voi, uh, legat de discuția noastră de azi, dar uh, o să vorbim... O să începem discuția prin a discuta nu despre informații și despre conținutul ăsta pe care noi vrem să îl transmitem copiilor noștri, ci o să discutăm în primul rând despre care e scopul ideii de educație sexuală. Și aș vrea să vă întreb pe voi, și o să vă rog aici să vorbiți un pic cu mine. Spuneți-mi un pic când, când auziți de ideea de uh, educație sexuală, mai ales în context creștin, ce, ce vă vine în minte? Oferirea de informații corecte de tema sexuală. Ok, de cine. Cui? Părinții copilului. Ok. Altcineva? La asta vă gândeați toți? Ok, super, e foarte bine. Înseamnă că nu e nimeni aici care, atunci când se gândește la ideea de educație sexuală, să înțeleagă cum să-mi fac copilul să fie abstinent până se căsătorește. Pentru că poate... Asta este sau nu este experiența voastră, asta a fost experiența mea. Eu crescând cam asta, în, în cercurile în care eram atunci când se vorbea despre ideea asta de sexualitate, de educație sexuală, cam asta era ideea. Don't? Da? Abstinență și cumva uh, trebuie să știi niște lucruri, dar e punctul la de 14 ani în care avem conversația, în care îți spunem ceva și după aceea nu mai zicem nimic până. Uh, de fapt, noi nu mai zicem nimic, ca tu ești cam pe cont propriu, dar nu mișcă nimic până în momentul în care ai spus da. Când ai spus da, se activează niște lucruri și seara când ajungi la hotel s-a downloadat tot programul de ce să știi din punct de vedere sexual și totul e de nota 10. Da? Deci, cam asta era cel puțin eu, uh, template-ul cu care am crescut și ce am auzit eu și ce s-a uh, vehiculat în jurul meu. Așa că. Noi nu o să mergem în direcția aia dacă nu vei era deja clar, dar vreau să vă spun ce, uh, când vorbim despre cu copiii noștri despre sexualitate, să vă spun care-i scopul discuțiilor astea. Primul scop este să le formăm copilor noștri o idee bună despre sexualitate, sănătoasă și mai ales o idee care să le conecteze tot ce experimentează ei în zona sexualității cu relația lor cu Dumnezeu. Unul dintre scopurile principale ale Sexualității și nu doar a ceea ce facem, ci și a discuțiilor despre sex, este acela de a crea intimitate. Da? Dacă se creează intimitate și se construiește relația atât între părinte și copil, când vorbim despre subiecte pe care în mod normal nu le vorbește cu altcineva, dar se, se creează și se, se construiește și de către părinte în viața copilului, dar mai târziu și pe măsură ce crește copilul. Se construiește intimitate și relația lui cu Domnul pe măsură ce învață să-și conecteze tot ce vine din zona sa a sexualității cu relația lui cu Domnul. Și de aia aș vrea să clarific foarte, foarte. Uh, uh, cumva, în mod repetitiv, o să tot spun lucrul ăsta. Este foarte important să ne dăm seama că atunci când vorbim despre sexualitate cu copiii noștri, scopul este să formăm în ei un, o înțelegere a sexualității că care, conform căreia, sexualitatea lor, tot ce experimentează ei, este un dar din partea lui Dumnezeu. Este o expresie a bunătății și a creativității lui Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu este extrem de generos. Pentru că sexualitatea e un lucru frumos și un lucru bun și ar fi putut să fie mult mai plictisitoare decât este. Dar pentru că Dumnezeu este creativ și îi e drag să, să, să facă risipă de lucruri frumoase, a făcut să fie multă plăcere și să fie multă uh, intimitate legată de actul ăsta sexual. Putea să fie și altfel, nu era obligatoriu să fie așa. Și atunci, vedeți, în momentul în care noi abordăm discuția asta despre sexualitate cu copiii noștri, facem teologie, le transmitem valori, fie că vrem, fie că nu vrem. Și asta e celălalt lucru pe care își vreau să-l să conștientizăm în legătură cu educația sexuală. Educația sexuală nu e o transmitere de informații este o oportunitate de construire de relații și o oportunitate de transmitere de valori. Și aici, aici intrăm deja în teritoriul ăsta în care noi, ca și creștini, de multe ori ne temem de ideea asta de educație sexuală din școli. Că vin alții și învață mie copilul și bagă balauri în cap și așa mai departe. De ce ne temem de asta? Ne temem tocmai pentru că știm că sexualitatea, ca de altfel orice subiect, nu este doar despre informații, Informațiile alea întotdeauna vin cu niște valori adăugate, cu niște valori la pachet, nu le putem dezlipi. Și atunci, eu ce vreau să vă spun este vrem ca copiii noștri să primească împreună cu informațiile sexuale și anumite valori, e treaba noastră să facem asta. E responsabilitatea noastră. Uh, și atunci când avem mentalitatea asta și, mai ales când o să punem în aplicare niște lucruri practice pe care o să vi le spun eu un pic mai târziu. Să știți că nici nu o să ne mai fie așa de mare teamă de informațiile care vin din afară. Deci, de exemplu, acum nu neapărat este, este cazul meu, băiețelul meu de 11 ani merge la o școală creștină și deci nu e problemă. Dar sincer să știți, și dacă ar merge undeva și unde să s-ar vorbi despre educația sexuală care este foarte discutată acum. Pentru mine eu nu m-aș uh, impacienta pentru că genul de relație pe care l-am construit cu el și genul de discuții pe care l-am avut au dus la punctul în care eu știu că el ar veni acasă și am putea împreună să discutăm despre ce a auzit și am putea să vorbim despre uite ce zic alții și uite ce credem noi și uite ce zice Domnul Isus și uite hai să vedem cum ți se parție lucrurile astea. Și având oportunitatea asta pentru discuție relația dintre mine și el se întărește, pentru că discutăm despre un subiect pe care s-a prins și el deja că este inconfortabil pentru alții, dar eu sunt și cea care merg și mufez subiectul ăsta pe relația lui cu Domnul. Pentru că realitatea este Realitatea principală de care noi ne-am lovit cel mai mult este că sexualitatea a fost atacată și coruptă. Și când ne gândim la sexualitate, majoritatea dintre noi ne gândim la lucrurile problematice care vin din zona asta, pentru că diavolul a targetat-o foarte mult și s-a ocupat foarte mult și a, a forjat foarte mult pe domeniul ăsta ca un domeniu care are capacitatea să sape să și să uh, surpeze uh, multe, să zicem, temenii și interne și și de relații. Dar asta este doar o parte din teologia noastră a sexualității cealaltă parte este că ideea principală a lui Dumnezeu este una bună și este una care să ne ducă la închinare. Da? Și vreau să, vreau să păstrăm lucrul ăsta, că scopul nostru este să creăm în mintea copiilor noștri o înțelegere sănătoasă și corectă din punct de vedere teologic a sexualității. Nu este să gestionăm comportamente, în primul rând. Ne dorim asta. Și eu îmi doresc Doamne, dă și mă rog pentru asta, Doamne, dă copilul meu să se căsătorească virgin, neva să fie virgină, să nu fie avut în traume în zona asta, să aibă o relație de aia minunată numai cu floricele, dacă se poate, să nu, să nu intre în relația asta cu bagaj. Dar nu e ăsta scopul meu principal, este să-l să, -l, să, -l, să -l țin și să-i gestionez uh, la nivel de comportamente. Pentru că totul, de fapt, începe înăuntru nostru, nu? Și atunci eu, a, de acolo, în primul rând, trebuie să mă concentrez. Bun. Deci, când discutăm despre educație sexuală, scopurile noastre sunt de a forma în copiii noștri o înțelegere profundă și sănătoasă și biblică a sexualității, care și aici sublinie și că e pozitivă, nu e negativă, nu e ceva murdar, nu e ceva de care să ne ferim, nu e ceva de care să ne fie rușine în sine, de a clădi relații prin discuția despre, despre lucrurile astea și de a ne poziționa noi ca părinți ca fiind sursa principală de informații pentru copilul nostru în zona sexualității. Scopul principal, sau nu principal, dar unul dintre scopurile principale, nu este când copilul te întreabă ceva, or, oricât de ciudată ți-ar vrea întrebarea aia. Scopul nu este să știi cum să-i răspunzi și să-i dai fix cantitatea optimă de informații, nici prea mult, nici prea puțin pentru vârsta lui. Nu e asta scopul. Scopul este ca eu să răspund cu o atitudine în așa fel încât copilul meu să plece din discuția aia, chiar dacă nu a fost complet lămurit, să plece cu ideea, ce bine că am întrebat-o pe mama sau ce bine că l-am întrebat pe tata, cu ei discut eu lucrurile astea. Să nu, să nu cumva să trăiți cu, cu presiunea asta, că eu trebuie să știu fix ce să-i spun copilului, fix la ce vârstă, exact cât, să nu fie prea mult, să nu fie prea puțin, dar ce înțelege, de ce știe, nu. E ok să îi spunem copilului, da, e bine să ne și documentăm, să avem o idee cât de cât cam ce înțelege copilul la ce vârstă. Uh, e bine uh, să putem să-i dăm o informații corecte, dar e ok din când în când să zicem și, wow, ce mă bucur că m-ai întrebat, uite, chiar în momentul ăsta nu mi-e clar cum să-ți răspund, uite, îți promit că o să mă gândesc și revin. Dar te gândești și revii. Pentru că în momentul ăla tu îi construiești sau îi dărâmi încrederea copilului tău în tine că poate să vorbească cu tine despre lucrurile astea sau că mama nu e confortabilă și de fiecare dată se eschivează și uh, nu, nu ajung la niciun răspuns. Pentru că ce face copilul când are o întrebare și și ea inima în dinți și întreabă pe mama și ori mama îi zice, vai de capul tău, ce în capul tău, de unde îți vine să pui întrebări de astea? Ce face copilul în situația asta dacă noi îl, cert, îl certăm pentru întrebarea pe care a pus-o? Cum Deci nici nu e nevoie eu să-i spun noi nu vorbim despre sex pentru că am înțeles-o. Da? Dar uh, uh, dacă eu îi zic, uh, uh, nu știu, uite o să mă gândesc și o să spun și după aia nu mai deschid niciodată subiectul și fac chestia asta de mai multe ori. Care e mesajul pe care îl primește copilul? Întreabă în altă parte. Nu mă duc la părinți, părinții nu sunt confortabili, nu, nu vor să vorbească cu mine despre asta, dar nu i nimic că l-am pădicit la școală, care are telefon de la părinții lui, sau am și eu tabletă și am acces acolo. Deschid uh, browserul și pun întrebarea, și Google e mai mult decât fericit să mă ajute și să-mi răspundă la întrebări. Și exact asta nu vrem să facem. Pentru că Chiar dacă lucrurile astea se vor întâmpla, și probabil că se vor întâmpla, nu avem cum să-i protejăm pe copiii noștri să mai audă informații sau să mai vadă ceva pe internet, în realitate nu avem cum să facem un bubble așa uh, perfect în jurul lor. Dar cel mai trist este pentru mine când un copil trebuie să gestioneze și propriile lui întrebări și și informațiile care vin din afară, fie de pe internet, fie de la alții, de unul singur că e și el un pui mic, zăracul. Uneori și pe noi, ca adulți, ne zăpăcește informația de pe, de pe internet. Și uneori vedeți că și cu privire la un subiect, să zicem, mai simplu și care nu e învăluit în așa de multă rușine și în așa de multe straturi de senzații, de tabu, tot nu ne punem toți de acord ca, ca adulți și tot ne cere multă energie mentală să cernem informațiile. Da? toate, nici nu mai menționez subiecte, dar le luăm de la vaccin până la război, până la toate. Ca adulți trebuie să cerem informațiile. Și cum să-i cer eu copilașului ăsta, care uneori are șapte ani, uneori are zece ani, uneori are 12 ani? Creierașul lui funcționează la 20-25% din cât funcționează al meu. Și de ce să pun pe povara asta pe, creierii, pe, pe umerii lui așa de fragili? Când în realitate e treaba mea ca părinte să fiu eu amortizorul între ce vine din afară și ce ajunge la copilul meu, atâta cât pot. Nu o să pot să fac lucrul ăsta perfect, dar cât ține de mine, trebuie să pot. Bun. Acum, un uh, obstacol foarte important pe care îl avem atunci când vorbim despre discuția asta pe care sau atitudinea pe care vrem să-l transmitem copilului noștri legat de sexualitate, suntem noi. Suntem noi în sensul în care noi venim cu, în rolul de părinte sau în rolul de, eu știu, o tutore, învățător, un um, de figură de autoritate în viața copilului. Noi venim și noi cu un bagaj al nostru din zona sexualității. Și bagajul nostru, dacă sunteți, văd că majoritatea cred că sunteți mai tineri ca mine, probabil aveți așa la 20-30 de ani, eu am 40, dar... Uh... Ia zi, ui oh, ce bine că ne-a zis asta <laughs> uh, Dar dacă seamănă cât de cât experiența voastră cu experiența mea educația sexuală a, a, a venit cu multe găuri la pachet și cu o puternică senzație cel puțin de disconfort dacă nu de rușine legată de în primul rând și de faptul că eram interesat de lucrurile astea ni s-a transmis că nu e ok să nici să punem întrebări cu privire la lucrul ăsta și ne-am informat și noi care, de pe unde am putut. Și atunci când copilul meu vine către mine, e ca și când atinge exact zona asta din mine care deja e rănită, deja e bușită, deja e... am arsuri și rând deschise pe partea asta a sexualității. Eu am propria mea rușine, am propriile mele bagaje, am chestii de care nici nu sunt conștient că mă, mă manevrează de undeva din culise. Și atunci prima mea reacție va fi una foarte instinctivă. Și va fi să, să mă feresc de subiectul ăsta pentru că nu mi-e mie confortabil. Așa că în realitate cred că o să descoperiți astăzi că discuția de azi e mai mult despre voi decât despre copiii voștri. Și aș vrea să vă um, să vă pun câteva întrebări, nu o să vă pun să răspundeți voi la ele, um, dar aș vrea să să vă dau doar câteva indicații la care, în care să vă gândiți, să vă dați seama cam care sunt lucrurile care au format bagajul vostru în ceea ce privește sexualitatea și pe care apoi le dați vrând nevrând copiilor voștri. Că voi nu puteți să dați, noi nu putem să dăm decât ce avem. Degeaba zic eu, uite, eu am disconfort, am rușine, am experiențele astea neplăcute, poate păcătoase la care nici nu vreau să mă gândesc și pe care nu le-am procesat, dar copilul meu vreau să fie sănătos în partea asta. O să poți și nu o să poți. Pentru că, în cele din urmă, nu putem să dăm decât ce e și noi. Nu? Și de aia, s-ar putea ca primul pas în educația sexuală a copilor voștri să fie să stați voi cu voi și să vă gândiți un pic la lucrurile care v-au format și care v-au impactat sexualitatea până în punctul ăsta. Și vă pun doar câteva întrebări ca să vă dea un pic de, de idee, da? Cam care sunt lucrurile la care să meditați. Um, o primă întrebare este. Cum s-au raportat părinții tăi la sexualitate? Au vorbit cu tine? Dacă n-au vorbit și asta ne spune foarte multe. Și chestiuțe mici, cum, care era atmosfera din familie legată de lucrul ăsta? De exemplu, când stăteați cu părinții și vă uitați la televizor și apărea o scenă de pupat, ce făceau părinții? Care era... Ce? Mutau, schimbau canalul, ok, altcineva. Pune mâna la ochi. Exact, exact. Au mai fost și, au mai fost și am mai auzit și exemple de nesimțiturile de citoi la asta. Deși toți eram acolo și ne uitam, dar tocmai de băiatul ăla de 12 ani s-a luat. Da? Ca și când ce, ce corupt ești tu, de ți se pare chestia asta interesant. Da? De, și ce am înțeles când au schimbat canalul, când ne-au pus mâna la ochi? Noi ca și copii, am, care e mesajul pe care l-am primit? Nu-i voie. Ce nu-i voie? Să te uiți cu părinții. <laughs> exact. 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 Nu-i voie să te uiți cu părinții. Asta e o, 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 o activitate care se face solo. <laughs> um, e rușine. Eu am un interes pe care poate l-am, poate nici măcar să eram prea mic să-l am. Uh, și interesul ăsta al meu mi se transmite că este unul nelegitim și păcătos și murdar, că e ceva stricat în mine de mi s-a părut interesant. Dar normal că dacă am 12 ani, 13 ani, poate și mai, și mai, devreme. Asta este. Sunt copii care la 6 ani sunt obsedați de planete. Vor să văd o stea, te întreabă, dar ce stea? Ea, da, din ce galaxie? nu poți să știi ce îi strânește interesul unui copil. Pentru el, mai ales la vârstele mici, toate subiectele sunt cam una și, aceea, una și același lucru. Da? Și dacă vede o scenă mai cumva și n-ai apucat, ai plonjat așa în slow motion către telecomandă ca să schimbi canalul și totuși a prins acolo un cadru și te întreabă, da, ce făcea tanti cu nenea acolo? E de copil, pune și el o întrebare, e legitimă. Hai să-i răspundem respectuos, hai să-i spunem așa și, și poți să-i zici și Uh, ai, ai câteva opțiuni în funcție de vârsta a copilului tău și în funcție de cum te simți și tu. Poți ori să să-i zici, uite, se sărutau, asta fac soțul și soția. Sau poți să zici, mami, uite, uh, făceau niște lucruri pe care le fac adulții, dar au să vorbim, mami, o să spună mai multe despre asta mai târziu. Și apropo, eu tot zic de mami că asta e tendința mea, că eu zic din experiența mea. Dar asta se aplică și la tați la fel de bine, da? Deci nu, nu când zic mami, nu înseamnă doar mamele. Da? Bun, deci care, care au fost... Evenimentele sau care au fost atitudinile din familia voastră care v-au format, voi, uh, uh, raportarea la sexualitate. Uite, un alt element, de exemplu, este cum se raporta familia voastră la nuditate. cum, Care era ritmul, da? Ieșea tata din duș și se ducea, așa, așa, toată casa, relaxat? Sau se înfășurau cam miile și se paricada ușa de la baie când își făcea cineva duș cu 10? Cum era? Era? Sau era nici așa, nici așa? Pentru că și asta ne transmite un mesaj cu privire la corpurile noastre și la granițele care sunt în, în familie, între membrii familiei. Da? Ce, ce cuvinte s-au folosit în familia voastră pentru a denumi actul sexual, pentru a denumi părțile intime? Gândiți-vă un pic și cam care erau sursele cuvintelor lor. Dacă, dacă sau. Și și gândiți-vă un pic și care era eticheta emoțională. Care, erau, care era atașată cuvintelor respective. Că s-ar putea să fi fost o etichetă emoțională cu foarte mult de disconfort când spuneam cuvintele alea. Și după aia, eu o să vă zic, vou, uite ce să-i spui copilului tău. Dar când, ultima, când experiența ta de a vorbi, să zicem, despre porțile intime e una în care te schircești tot de disconfort pe dinăuntru, nu o să reușești să-i spui copilului tău mare lucru sau o să-i spui, dar o să, o, să se, o să, se, prindă de disconfortul tău și o să zică, eu nu mai întreb. Nu o să zic că poate conștient, dar toți avem așa radarul nostru care își dă seama dacă o persoană vrea să vorbească despre ceva sau nu. Deci e foarte important ca noi să, să săpăm un pic și să ne uităm la care sunt lucrurile care ne-au format nouă atitudinea despre sexualitate, pentru că asta o să, o să dăm. Și încă nici nu mai intru în experiențele traumatice de natură sexuală pe care sunt convinsă că unii dintre noi le-am avut. Și pe care unii dintre noi cred că poate, ce, sau cel puțin asta văd foarte des, că de multe ori oamenii etichetează unele experiențe ca fiind experiențe păcătoase pe care le-au avut în copilărie, când în realitate ele au fost abuzuri. Și dacă avem genul ăsta de experiențe, hai să le prelucrăm, Hai să nu lăsăm să se strângă acolo rușine, pentru că e ca un puroi și tot o să se surpureze și tot o să se surpureze, și o să ne afecteze, și relația cu copii și relația de cuplu, și o să, o, o să, o să se strângă acolo până la un dat o să pocnească punga aia. Vă garantez eu că atunci când începe să dați la o parte um, straturile, poate să existe multă vindecare și multă libertate. În, în zona asta. Știu că poate să fie foarte greu să vorbești despre niște lucruri pe care în momentul ăsta le gestionezi prin a le închide într-o cutie și a le pune undeva în spatele dulapului, dar e fezabil și poate să fie altfel. Poți să ajungi să nu te mai simți așa de definit și așa de inconfortabil cu gândul la, la experiențele alea. Da? Bun. Acum hai să intrăm un pic în conținutul educației sexuale, adică ce și când le spunem copiilor. Lucrul principal pe care vreau să-l țineți minte, cred că au fost răciși lucruri principale, dar ă, asta e, am încredere în capacitatea creierului vostru, este că educația sexuală nu este o singură discuție și începe de la naștere și continuă pe tot parcursul creșterii copilului. Și să zis, mă, mă, începe de la naștere. Adică ce o să fac? Să-mi iau copilul, mi-l aduc de la maternitate și încep să-i explic cu planșa anatomică? Nu, dar, încă de la vârsta mică, când copilul învață să folosească limbajul, îi transmitem, așa cum învățăm că e mână și picior, la fel îl învățăm și numele corecte din punct de vedere anatomic pentru părțile intime. Și facem chestia asta cu relaxare, fără niciun fel de rușine, da? Pentru că vrem să-i oferim copilului vocabular, cu care să poată să vorbească despre lucrurile astea și să-i oferim degajarea pe care noi n-am primit-o de la părinții noștri, în care se poată să poată să, spună despre lucrurile astea și să-i se pară normale și sănătoase. Da, într-adevăr, asta vine însoțit și de, un, de, o altă regulă legată de aspectele astea intime și anume, despre aspectele intime vorbești doar cu mami și cu tati și vorbim doar în familie, nu vorbim cu alți oameni. Alți oameni nu au voie să vorbească cu tine despre lucrurile astea, și nu au voie să, să te atingă în locurile astea. Deci, cumva îi dăm copilului și niște granițe. Da? Nu îi dăm informația și după aia să zboare cu ea. Normal că așa cum niciunul dintre noi nu ni s-a spus odată o chestie și aia să fi învățat toată viața noastră și și până am învățat să mâncăm și să vorbim, am făcut o grămadă de greșeli și s-au tot repetat niște chestii, la fel și noi s-ar putea să trebuiască să avem discuția asta de mai multe ori, să spunem de mai multe ori lucrurile astea. Și e ok. Dacă ceva s-a făcut clic în noi, că putem și că și avem capacitatea asta internă de a vorbi degajată despre lucrurile astea, nu o să ne taxeze, nu o să ne obosească prea tare. Da? Uh, le spunem, le spunem cu, cuvintele, care, cuvintele care denumesc părțile intime, uh, definim părțile intime ca fiind părțile care sunt acoperite de costumul de baie. Asta e undeva până cam prin 3-4 ani, da? de, la, de la naștere până la 3-4 ani. C în perioada în care, să zicem, pe la un an, când în, chiar și înainte de un an, când începe să vorbească da? Îi spunem uh, uh, pe măsură ce îi zicem, ok, uh, uite, asta e mânuța, asta e fața, asta e uh, fundulețul, asta e vulva, asta e penis. Da, le aruncăm acolo așa. Pentru că vrem ca ei să fie cineva a făcut. <laughs> a zis penis. Uh, da, și și voi o să trebuiască să ziceți. Dacă aveți nevoie, deci la cursul ăsta de, fac o parate, la cursul ăsta de terapie uh, terapia plăcării sexuale, primul lucru pe care ne-au pus să facem, ne-au pus să zici, să scriem pe foaie toate cuvintele pe care le știm, care denumesc uh, părți intime și corecte și incorecte, politic și nepolitic și așa, ca să se să producă o desensibilizare. Și ne-au zis, este treaba ta ca terapeut, să ai vocabularul și să, tra să transmiți atmosfera, să transmiți linia discuției și degajarea în discuția cu clientul. Și asta vă spun și voi, ca părinți. Dacă e nevoie, pentru mine, eu am treșat-o pe asta că era în engleză și în engleză mi-a fost foarte ușor să scriu cuvintele alea, că nu era așa încărcată, în română mi a fost mai greu. Dar dacă e nevoie, vă duceți și voi și vă puneți în oglindă și ziceți penis de 10 ori și vulvă de 10 ori ca să vă desensibilizați. Pentru că avem nevoie să avem vocabularul corect și avem nevoie ca vocabularul ăsta să nu producă mari traume noi când noi spunem cuvintele astea. Uh, când s-a născut David, uh, mama locuiește aproape de acum locuiește cu noi, în fine, vremea locuia aproape de noi și eu i-am zis, vezi că noi spunem penis, trebuie să spui penis și a fost oribilată. Cum adică să spun penis? Deci nici nu putea să spună cu voce tare, da? Acum când nu avem pe, pe EMA, între timp s-au obișnuit penis poate să zică, acum când am trecut la EMA cu, ca de, cu vulvă, cum să spun? Deci nici asta nu poate, da? Deci uh, uh, înțeleg, dar în același timp, dacă mama la 60 de ani a putut să, de, să se desensibilizeze și voi puteți, da? Deci e, e fezabil. Uh, deci aruncăm. Așa, lejer în conversații cu copilul, în așa fel încât el să se prindă că nu e nicio mare brânză și că față de mama, de tata, pot să spun orice, pot să-i pun întrebări. Da? Așa, și ce mai putem să mai facem legat de chestia asta este să-i să validăm copilului că este creat bine de către domnul da? Și îi putem să zicem, uite ce mânuțe frumoase ți-a dat ție domnul și ce față frumoasă, ce peniți frumos și ce piciorușe frumoase. Iar și le aruncăm pe acolo. De ce? Ok. Pentru că, pentru că copilul ăsta nu va, nu va avea pe altcineva cu care să vorbească despre lucrurile astea. Sper. Noi ca părinți suntem cei care îi setăm și îi spunem, ești ok, ești în grafic, nu vă spun câți adolescenți și copii, nu, ei nu știu dacă ei sunt normali. Adică dacă organele lor genitale sunt cum ar trebui să fie sau nu. Și să duc și ei să vadă cum arată pe internet ca să știe dacă ei sunt în grafic sau nu. Eu nu vreau asta de la copilul meu. Eu vreau să știe dinainte de poa să, să poate să-și aducă aminte el de unde știe că da, e bine, e normal, e tot ok. Și pentru asta a trebuit eu să arunc pe acolo așa niște chestii, în așa fel încât el nici nu s-a prins de fapt, că în momentul ăla eu făceam educație sexuală cu el. Da? Deci, cuvinte corecte anatomic, ne informăm cât putem, când nu ne e clar și copilul ne pune câte o întrebare, zice, uite, în mântul ăsta chiar nu știu, dar hai că o să mă gândesc și revin. Da? Și puneți și voi mâna, căutați o carte, O să... pot să vă recomand niște cărți, nu a mea, <laughs> adică și a mea vă recomand, dar și mai, a mea nu e așa super specifică, mai, 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 mai generală și mai ușor de citit. Uh, sau sunați pe cineva care poate, vă poate ajuta, mi-a pus întrebarea asta cum îi răspund. Și după aceea ne ducem și răspundem. În același timp ne informăm un pic și cam care sunt care e capacitatea lor de procesare la fiecare vârstă și cam care sunt nevoile lor de educație la fiecare vârstă, da? Cum ziceam, 0, 3, 4 ani au nevoie în principal să știe denumirile părților intime, au nevoie să știe în principal regula că nimeni nu vorbește cu tine în afară de părinți și nimeni nu pune mâna, nu-ți atinge și nu-ți vede părțile intime în afară de părinți sau în situația în care el la grădiniță, trebuie să-i schimbe scute cu doamna de la grădiniță și așa mai departe. Și iarăși o regulă foarte importantă în perioada 0-4 ani, pe care o să o să tot tocăm la maxim până la pubertate, este regula fără secrete față de mami și tati. Nu avem voie să ținem secrete. Și asta de ce? Pentru că o să discutăm când o să ajungem la partea despre abuz sexual. Ăsta este mecanismul principal prin care se întâmplă, prin care se întâmplă abuzul, în care abuzatorul cumva îl purtează cumva pe copil, îl uh, grooms him, îl, îl uh, pregătește încet, încet, dezvoltă o relație cu el, dar relația aia este, hai să fie ăsta secretul nostru. Și a început secretul, e inocent și devine din ce în ce mai neinocent și din ce în ce mai, uh, uh, mai, mai problematic și mai uh, uh, abuziv. Și de-aia îi spune copilului... De, de, cu regula pe care eu o am, de exemplu, cu băieții mei prea mică pentru asta este, nu ai voie să ai niciun fel de secret față de mami și tati și eu îți promit că absolut orice îmi spui dacă îmi zici, mami, să nu te super îți promit că o să reacționez fără să mă enervez și trebuie să ne ținem de asta dacă vrem ca copiii noștri să poată să ne spună nu doar să ne pună întrebări, ci și să ne spună, mami, știi că mi-ai zis tu să nu mă uit pe telefon la școală când cineva ne arată ceva, dar uite, m-am uitat Ok. Stay calm. Respiră. Zi ok, mulțumesc că mi-ai spus. Mă bucur foarte mult că mi-ai spus. Validăm faptul că mi-a spus. Nu urlăm la el că de ce te-ai uitat și ce ai văzut și ce a fost în mintea ta. Pentru că nu e despre chestia aia, nu e nici despre emoțiile mele. Este despre a cultiva deschiderea copilului meu față de mine. Da? Deci, regula fără secrete, asta de când începe copilul să vorbească, o legăm tot timpul. Astea sunt intime, nimeni nu are voie să le vadă, să le atingă și nu vorbești cu ele cu alții și nu ai secrete față de mami și tati. Cam între 3 și 5-6 ani, deja copiii, mai ales cei întâi născuți, primesc câte un frate, soră sau încep să fie conștienți de faptul că cineva la biserică are bebe în burtă. Dar cum ajunge bebele la în burtă? Și cum iese bebele la de acolo? Și cine l-a pus? Și toate chestiile astea. Și e nevoie să găsim o cale simpluță de a explica cum se întâmplă concepția. Nu îi băgăm cu barza, nu îi băgăm niciun fel de povești, pentru că țineți minte, noi acum nu doar transmitem informații, transmitem și valori și ne, 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 ne um, concretizăm poziția noastră de sursă supremă de informații în viața copilului meu. Apoi dacă cineva mi-a dat odată fake news, nu o să mă mai duc la site-ul ăla, nu? Dacă mama mi-a zis faza cu barza, nu o să mă duc după aia la 9 ani să o întreb pentru că deja m-a păcălit. Da? Și atunci o să-i spunem. Putem să-i spunem ceva foarte simplu, că uite, soțul și soția se iubesc într-un fel special și apare un bebeluș în burtică. Une, uneori nici nu au nevoie să uh, înțeleagă mai multe, mai multe, lucruri. Ok, și pe unde iese? Iese prin vulfă sau uneori dacă e nevoie se duce la doctor și taie doctorul purta, mămica, pe mămică în o doare pentru că îi dă un medicament să o și scoate bebelușul și tot e bine. Și uite ce ușor am scăpat. Uneori o să fie copii care o să pună mai multe întrebări, uneori o să fie copii cum era al în care încerca eu, Auzi, dar asta nu ți se pare interesant, hai să mai zic și asta. <laughs> <laughs> Pentru că aveam și anxietatea asta, hai să, să do a good job. Că... <laughs> Na. Uh, dar pe el nu-l interesa săracul. Eu îi ziceam, îl vedeam că nu mă mai ascultă, l-am pierdut, se gândea la desene, se gândea la alt, Ne, uit, ne, ne urmărim copilul. Dar nu îi băgăm pe gât informație când nu-l interesează Dacă este curios și dacă pune întrebări Dacă zice, ok, dar cum adică să iubesc într-un mod special? Acum vezi cum e, cum e copilul tău dacă, o să, dacă poți în momentul ăla să nu-i zici că penisul intră în vagin Poți să nu-i zici Dar dacă e genul de copil, că mai sunt și copii de ăștia care sunt brici și care nu o să te lase până când nu află răspunsul la întrebarea aia, pentru că sunt hipercurioși. Poți să i spui și pe asta. Eu spui atât, îi spui, spui super degajat și după aia încerci un pic să schimbi subiectul. Ce trebuie să înțelegeți este și că și dacă e nevoie să le dăm informații de astea care nu îi se par un pic prea hardcore și prea mult pentru vârsta asta. Ele, noi informațiile astea le vedem prin prisma unor adulți care deja pe, pe domeniul sexualității s-au pus multe, 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 multe experiențe. Avem bagaj pe partea asta. Pentru un copil nu înseamnă nimic ideea că penisul intră în vagin. Nu înseamnă același lucru ca ce înseamnă pentru noi. Deci să nu vă temeți că mama îi spun chestia asta și l-am bulversat. Probabil că o să uite uh, dacă e, nu are alte surse de informare sau alte chestii care să-i mențină... Uh, interesul și oricum pentru el nu are concept de atracție, nu are concept de excitare, nu are concept de uh, plăcere erotică, nu are toate chestiile astea. Deci pentru el chiar nu ia lucrul ăsta deloc cum l-am luat noi ca adulți. Deci să nu ne temem dacă neapărat e nevoie și avem un copil de la care da de ce, da cum, da cum, da cum, să-i dăm în răspunsurile astea. Da? Uh, pentru că ei le primesc pur și simplu ca pe un fapt. Așa cum îi zicem că uh, pământul se învârte în jurul soarelui, așa o să ia și pe asta. Pentru că ei nu au, nu au niciun bagaj pe partea asta. Um, Între 5 și 10 ani, aici oh, sunt, sunt două lucruri. Sunt ce ar trebui să-i spunem copilului nostru potrivit cu nivelul lui de dezvoltare. Și foarte puțin dintre noi avem luxul de a fi în... Zona 1 sau să, ră, să răspundem deja, să jucăm tenis deja cu mingile care ne vin din afară și să gestionăm împreună, alături de copilul nostru, informațiile pe care le aduce de la școală, din spatele blocului, uneori chiar și de la grădiniță, de la prieteni, din tabără cu biserica și de acolo. Am, adică nu e, nu există niciun mediu în care să putem să zicem copilul meu de acolo nu va auzi prostii. Ba da. Dacă sunt oameni acolo, e păcat. <laughs> și dacă e păcat, este și zona sexualității și se va propaga. Da? Și atunci, dacă v-aș zice în funcție de dezvoltarea lor, eu aș zice că la vârsta asta, în mod ideal, se face un pic de pregătire pentru pubertate. Dacă mergem pe ce primește din partea celor din jur, cam nimic nu mai e off-limits. Trebuie să să fim pregătiți să avem the big gun, să avem aici uh, uh, informații solide, pentru că e posibil să ne spună copiii despre scene pornografice pe care le-au văzut pe, tab uh, pe tabletă. Scenele alea nu sunt neapărat, uh, eu știu, nu, nu sunt neapărat sex normal, heterosexual, deci cine știe, că zicem pornografie, cine știe ce grozavie groză o fi văzut copilul acolo poate sunt experiențe pe care le-a avut, poate sunt gesturi pe care le-au făcut niște copii și nu înțeleg, nu înțelege gestul și vine și te întreabă, poate sunt expresii, poate trebuie să fim pregătiți pentru orice. Dacă copilul nostru e în comunitate, o să ne vină cu chestii la care nu ne-am fi așteptat. Cel mai probabil. Și cel mai posibil. Și atunci, atunci mergem iarăși pe ideea. Iau minimul de informație corectă pe care îi înțeleg și eu, îl dau copilului, dacă mie mi se pare că întrebarea aia cere un min de informație care mi se pare că e prea mult pentru vârsta lui, atunci îi spun un picuț și spun, restul o să-ți explic un pic când ești mai mare, ai încredere în mine, că deocamdată ești un pic cam mic să înțelegi lucrul ăsta. De exemplu, M-a întrebat uh, băiețelul meu ce uh, făceam la matematică și i-a dat numărul 69. Și m-a întrebat cineva că... Și unul dintre colegii lui a zis uh, a, e numărul suspect. Și după aia tot râdea e cu 69, 69, 69. David, săracul, nu știa nimic a ce e cu 69. Pentru cine nu știe, e o poziție sexuală, uh, care așa se numește. Uh, și m întrebat, întrebat, mama da, de ce e ăsta numărul suspect. Și aici, nouă. Nu răspunde. <gântu -i> Hai, an, dacă ești sex therapist, acum te văd. Și am zis, mami, este ceva ce are de-a face cu sexul. Doar atâta pot să-ți spun deocamdată. O să-ți explic eu mai mult când, când te faci mai mare. Dar ce pot să zic este că asta este din zona în care nu vorbim decât noi, în familie. Nu, încearcă să nu mai vorbești și dacă la școală se zice ceva despre chestia asta, te prefaci ca și când nu știi ce este tatu mie poți să vii să spui, noi doi vorbim, dar la școală încearcă să nu mai zici nimic despre lucrul ăsta. Ați funcționat, ești? Copilul s-a declarat, mai din când în când mai zicea el așa un 69. Dar, pentru că nu știa ce înseamnă, era mai mult așa un, o modalitate de a forța și el niște limite, dar nu știa exact care sunt limitele. Da? nu aș vrea să-i stau să explic copilului meu la 11 ani, mai ales că este un copil foarte copiloros încă, exact ce înseamnă 69 ăla. Lăsând la o parte că ăsta s-a întâmplat să-l știu, dar nu o să știu toate aberațiile, chiar fiind sex therapist, mi se pare că apar chestii în zona asta de sexualitate și așa mai departe, care nici eu nu pot să stau la zi cu ele și sunt în domeniu, dar mi-te un părinte obișnuit. Și atunci, ce putem să facem în situația asta? Putem să-i zicem, uite, nu știu, dar o să mă documentez și o să-ți spun, dar să știi că s-ar putea să fie ceva pentru care tu să fii un picuț cam mic. Eu îți promit când o să fiu bine mare că o să-ți explic eu lucrul ăsta. Acum, de aici avem două opțiuni. Ori copilul, într-adevăr, acceptă chestia asta și merge și suntem ok cu asta, ori, o să fie în continuare în mediul în care este el, o să fie în continuare multe mesaje despre lucrul ăla, și curiozitatea lui va fi în continuare stârnită și stârnită și stârnită. În momentele alea, dacă este așa, și dacă se creează presiunea prea tare dintre limita pe care eu o pun și ce îl împinge anturajul să facă, um, în primul rând, ce aș vrea este ca eu să fi cultivat genul de relație cu copilul meu încât să ajungă la mine. Adică eu să, să, fi cultivat genul de relație cu copilul meu atunci când eu am setat o limită, el să poată și să vină să vorbească cu mine despre limita aia. Și să zică, mami, uite, știu că ai zis că să aștept până sunt mai mare, dar se poate să îmi zice acum că, uite, toată lumea știe și numai eu nu știu. Dacă îmi zice mie, e bine. Asta vrem. Da? Și atunci eu va trebui să stau și să mă gândesc ce pot să-i zic, cât pot să-i zic și cum pot să negociez situația asta în așa fel încât nici să nu îi umplu mintea cu imagini grafice care nu sunt pentru vârsta lui, dar nici să nu încerc să, um, să mă lupt pentru o izolare a lui, pentru că dacă într-adevăr este curios și dacă într-adevăr e o chestie despre care se vorbește mult la școală, în cele din urmă o va căuta pe net. Și asta vreau să ne dăm seama, că uneori opțiunile pe, pe care le avem sunt să le explicăm noi niște chestii, cumva, din punctul nostru de vedere prematur, sau să le afli singuri. Opțiunea ca ei să nu le afle, nu o avem. Uneori, ni se pare că o avem și uneori pe asta o să zicem, eu sunt mama ta, am zis că nu, să nu te prind că. I mean, nu funcționează. Nu funcționează. O să fie punctul ăla de intersecția perfectă de factori în care copilul va ceda și va vrea să-și satisfacă curiozitatea. Și de aia mă întorc la ce ziceam. Scopul meu este să-i fiu alături copilului meu în toată călătoria asta și să-l ajut să navigheze toate boacădele și să nu simtă rușine față de mine sau față de tatălui când vine cu întrebări de genul ăsta. Da? Bun, Între 5 și 10 ani, îi zicem despre pubertate, s-ar putea să, să fie nevoie să-i răspundem la întrebări care vin, uh, vin din afară uh, și s-ar putea să, să trebuiască să abordăm cu ei, uh, din nou, ca venind din afară, subiecte de genul homosexualitate, identitate de gen și așa mai departe. Pentru că nu, uh, nu putem să-i protejăm de lucrurile astea hai să nu le sperie, că nu e un capăt de lume. Dar așa, îi... așa, cum, noi oricum ca și creștini avem uh, cultura asta a discuției, uite, noi așa facem pentru că așa înțelegem că ne zice Domnul Isus și noi îl iubim pe El și cei care nu îl iubesc pe Domnul Isus, uite, ei așa fac. Și deja odată ce am stabilit scheletul ăsta, doar conținutul informației diferă. Că se referă la ce facem în duminica sau că se referă la dacă se căsătorește bărbat cu femeie sau bărbat cu bărbat, nici nu mai contează. Noi îl ascultăm pe Domnul Isus și uite, Domnul Isus a creat așa de frumos un bărbat și o femeie și să se căsătorească și în căsătorie să fie chestia asta sexuală. Dar cei din lume nu mai înțeleg lucrul ăsta. Sunt unii oameni care nu cred, nu cred pe Domnul Isus că e așa sau nu înțeleg cum trebuie și unor se întâmplă să se îndrăgostească un bărbat de un bărbat sau o femeie de o femeie. Noi, noi ca creștini, noi nu credem că asta vrea Domnul Isus pentru noi. Dar tu o să vezi că o să... Și deja îmi, îmi și zicea David că e un youtuber și are două mame. Ok, hai să vorbim despre asta. Da, dacă Aș fi putut să țin să nu ajungă la el. Mi-a făcut mai mult să am mai pe la 15 ani conversația asta, dar realiz vorbind, nu avem cum. Nu avem cum. Uh, ce aș mai sublinia în piciorul jurul vârstei de 10 ani și mai târziu, deja trebuie să știe copilul despre pubertate, trebuie să știe și aș vrea să, să știe și despre aspectele fiziologice, dar și emoționale ale pubertății. Vorbiți cu copiii voștri care au eu aș zice, deja de la 9 ani să începe să aveți discuțiile astea. Să-i spuneți că o să, o să fie niște schimbări în corpul lor și că schimb, o să le fie greu câteodată cu schimbările alea. Și că și emoțional o să aibă un, un vârtej de emoții. Că o să, o să se simtă nervos și nu o să știe de ce. Și că o să fie, nu o să le placă de nimeni și de nimic. Hai să-i pregătim un pic și despre perio și pentru perioada asta. Și zici, mami, dacă se întâmplă asta, nimic, avi și îmi spui și îmi zici ce te-ar ajuta pe tine în momentul ăla că eu vreau să te ajut, sunt în echipa ta. În ne poziționăm de partea copilului, eu sunt aliatul lui, el la mine să vină cu orice. Și la taică să Eu Se înțelegeți voi, da? Ce -aș, aș, vrea să subliniez aici. Undeva, de pe la 10 ani, aș zice eu, dar poate fi și mai devreme, poate fi și mai târziu, o să înceapă îndrăgostelile. Și o să vedeți că băiatul, fata voastră, îi place, scuze, îi place de nu știu cine sau că în clasă X o place pe Y, dar X nu-i place de, de Y, nu-i place de X și așa mai departe. Să nu cumva să faceți mișto de îndrăgostirile copilului. Nu râdem, mai ales, nici când sunt de vârsta nici când sunt adolescenți. Nu râdem, nu facem mișto, nu glumim pe seama asta. Este un subiect foarte sensibil. Dacă vreți ca ei să se retragă și să nu mai știți nimic despre their love life, râdeți de ei. Deja ei experimentează lucrurile astea cu extrem de mult disconfort. Noi trebuie să fim mai care să zicem, da, mami, e normal la 12 ani să-ți placă de o fată. Și hai să vorbim, ok, dar ea cum se comportă cu tine, dar ea așa că ca... e o persoană bună sau îți place doar că e drăguță? Hai să, hai să vorbim și să fim de partea lor și să-i luăm în serios, să vorbim cu ei aproape ca și cu un adult în sensul de cu respectul pe care îl aș acorda unui alt adult. Da? Nu îi zic, căptă pișpirica aia, îți place ție? Am, poate în mintea mea o gândi eu, <laughs> ca mamă de băiat ce sunt că fată nu e suficient de bună pentru copilul meu, dar nu vreau ca copilul meu să vreau să, în primul rând, vreau să aibă îndrăgosteni. Vreau să experimenteze încet, încet cu paște șoricel, lumea asta a relațiilor, așa cum sunt ele la 10, în clasa 10, că își trimit mesaje pe WhatsApp și emoticoane și de astea. Dar vreau să, să învețe să facă pași ăștia alături de mine. Și de taică sau. Da? Dar în sensul că în colaborare cu noi. Pentru că după aceea, nu vreau să ajung la 18 ani, băiatul meu să fie cu o persoană care nu îl valorifică, care nu are aceleași valori, care îl tratează foarte nasol, pentru că săracul atât a adus și pe el capul, că la 18 ani cât să te ducă capul, niști, atâta poate uneori creierul, uneori poate mai mult, uneori poate mai puțin. Dar ce fain dacă eu, de la prima lui îndrăgosteală din clasa a treia și până acum la 18 ani, când chiar are prima prietenă, eu am cultivat genul de relație cu el în care povestim despre fetele care îi plac. Și vorbește cu taică despre ce s-a mai întâmplat și noi suntem parte din bubble-ul ăsta. Acum, pe măsură ce o să devină adolescenți, nu o să mă mai vrea în bubble-ul ăsta așa de mult. Da? Am, mai am și eu un pic de fereastră acolo în care pedalez din greu să pot să bag în sac ce mai pot, pentru că la un moment dat se va închide. E ok, e normal, e sănătos. Îi voi valida, îi voi zice, dacă nu vrei să vorbești despre asta cu mine, înțeleg, deja ai crescut și tu, simți nevoia să fie un pic lucrurile tale, dar vreau să știi că dacă este ceva care te supără foarte tare sau dacă e ceva ce te nedumerește, Vii și vorbești cu mami și cu tatei. Noi nu ne mai băgăm, de, dar dacă este ceva acolo supărător, te rog eu mult de tot tu să vii la noi. Deci trebuie să negociem așa un pic și nevoia de autonomie a copilului și și cu dorința noastră și, și afirmarea prezenței noastre în viața lui. Noi suntem aici, vom respecta, îți vom vorbi foarte frumos, nu te vom face să fie rușine de nimic, dar noi să fim oamenii la care vii în primul rând. Bun. Uh, o să mai zic un pic, vreau să mai spun un picuț uh, doar despre ideea asta de abuz sexual uh, și apoi o să facem o pauză și o să uh, trecem apoi la întrebări. Uh, vreau să vorbesc despre abuzul sexual pentru că este un lucru extrem de des întâlnit. Uh, Aș zice, nu, nu, nu se cunosc concret statistici reale din România, se cunosc ce este raportat și așa mai departe, dar, dar din experiența mea, aș zice, unul din doi oameni, dacă nu și mai mult, au experimentat o formă de abuz sexual. Și abuzul sexual ce înseamnă? Înseamnă că există o relație între doi oameni în care unul are mai multă putere decât celălalt. Și celălalt nu are capacitatea sau uh, 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 și nu vrea să-și dea consimțământul pentru sexualizarea relației, dar cel care are puterea sexualizează relația indiferent de consimțământul celelalte persoane. Da? Și atunci, și în mod normal, abuzul, abuzul, pentru abuzul sexual trebuie să fie o diferență de vârstă. De obicei, că se cam consideră că diferența de tre minim 3 ani în. La orice fel de tip de relație sexuală sau sexualizată între doi copii, adolescenți și așa mai departe, deci de la trei ani în sus, se poate considera uh, abuzivă. Uh, perioada asta de timp variază, nu toată lumea e de acord, unii zic cinci ani. În fine, ideea este când este o persoană care e într-o poziție de putere. Cine sunt oamenii care sunt în poziții de putere în viața copiilor noștri? Antrenori, mhm. Uh -huh. Puh, din zona aia multe, da. Altcineva. Profesori. Profesori, da. Prietenii fraților mai mari, exact. Da. Frații mai mari. Membrii familiei. Da. Unchi, bunici. În general, mai ales pentru copiii mici, orice adult este o persoană care are autoritate asupra lor. Și noi când ne trimitem copiii la grădiniță, ce îi spunem? Să de doamna. Le transmitem că ce spune un adult, copilul trebuie să execute. Și în relație cu noi și și în relație cu majoritatea adulților din viața noastră, chestia asta funcționează în favoarea noastră. Dar și tocmai de-aia menț... spun lucrul ăsta, că noi dacă vrem ca copilul nostru să fie cât de cât protejat de influența asta pe care aproape orice adult o are în viața copilului nostru, noi trebuie să, în mod intenționat, să-i oferim niște unelte copilului. da? Dintre uneltele pe care putem să le plantăm noi în viața copilului ca să... care să protejeze, regula de fără secrete față de mama și tata, Regula cu părțile intime, nimeni nu se uită, nu ți atinge, uh, uh, nu vorbești despre părțile intime și nici tu nu atingi, și nu te uiți la părțile intime ale altcuiva. Și dacă totuși se întâmplă chestia asta, îi spui neapărat lui mami. Uh, și îi spunem, dar ce se întâmplă dacă cineva vine și, uh, și îți spune așa, în, în joacă și îți pune mâna pe funduleț? L-au pe, pe uscat și în... Vid, sau în momentul relaxat în care copilul e cu mine ca mamă și eu îi spun, uite, dacă cineva vine și zice, ai că mă joc și pune mâna așa la funduleț, tu trebuie să-i spui nu. În momentul ăsta de relaxare, creierul copilului meu poate să proceseze asta. Pentru că este în siguranță, e cu mama, dacă mama îi zice să spună nu, el o să spună nu. Dar în realitate, în momentul în care se va găsi în situația asta, e posibil ca creierul lui să, să se paricheze. Și să nu poată să iasă nu ăla din cap. Din, din, gură și să nu poată să se seteze limita asta. Și într-o fel e normal pentru că el e mic. Cum să se seteze unul mic limită în fața unuia mare? Adică și noi ca adulți ne-i foarte greu la un șef, unui șef să-i setăm limite și să să-i spunem ne pare rău șeful, nu pot. Dar mi un poiuț de patru ani, eu știu, cuiva de la grădiniță. Și atunci ce ne poate ajuta, ne poate ajuta să, să facem un pic de joc de rol cu ei. Și nu știu voi cum sunteți cu chestia asta, dar mie mi-a fost foarte, foarte greu, și ideea de a avea copii și de a aduce copii doar la ideea că eu trebuie să fac genul ăsta de lucruri cu un copil mic. Că eu trebuie să-l pregătesc pe copilul meu care merge la grădiniță de 3 ani, să fac joc de rol și să-i spun dacă cineva zice, uite-te la lucrurile astea, tu cum spui? Nu. Spune mai tare. Nu. Îi spun lui mama și îl pun pe copil să spună cuvintele astea. Fac jocul de rol pentru că creierul are nevoie să fie avut un pic de exercițiu înainte, ca să poată în momentul la care e foarte tensionat din punct de vedere relațional, să seteze granița. Pe de o parte însă, pentru mine ca părinte, îmi frânge inima să trebuiască să fac asta. Copilul nu-și dă seama exact ce se întâmplă acolo, dar eu îmi dau seama și îmi frânge inima. Și pe de altă parte, trebuie să fiu foarte conștientă că, în funcție de personalitatea copilului, dacă am un copil un pic mai anxios sau un pic mai, mai, mai sensibil, mai moale, mai people-pleasing, copilul ăla sunt șanse foarte mari. Dacă cineva se îndreaptă către el și începe un proces un pic de, de abuz, nu va putea să spună nu. Pentru că creierul în momentele alea se blochează și tot ce știm noi dispare e un ecran, e ca ecranul computerului când e albastru. Nu mai apeși niciun buton, nu se mai întâmplă nimic. Dar, pentru că noi am construit relația cu copilul nostru, pentru că noi ținem aproape de copilul nostru, dacă s-a întâmplat ceva ieșit din comun, sperăm că va ajunge cumva la noi. Și va ajunge la noi cum? Ori îmi va spune copilul ce s-a întâmplat, caz ideal, ori îmi va transmite în alt fel. Și aici trebuie să fiu un pic eu atent ca părinte să văd dacă copilul meu s-a schimbat peste noapte și nu mai este copilul meu cum era. Și acum o să ziceți toți, vă gândiți, aoleu, dar copilul meu a avut perioade de astea, gata, a fost abuzat. Nu. Nu înseamnă că dacă copilul meu care, să zicem, era învățat la oliță, acum, o acum dintr-o dată a început să facă pipi noaptea, nu înseamnă că a fost abuzat. Poate să fie un semn, dar nu neapărat. Sunt multe alte lucruri care pot să dezechilibreze un pic un copil emoțional și să-l facă să regreseze un pic și să mai piardă un pic din achiziții. Ideea care este? Eu țin aproape de copilul meu. Eu știu care este ritmul lui de viață. Eu știu cam ce poate. Îi știu stările emoționale și sunt conectat la când stările astea emoționale încep să iasă din grafic încă o dată, nu asta înseamnă neapărat că a fost abuzat și gata, mă duc și strâng pe toată lumea decât nu. Dar este un lucru pe care eu îl țin acolo și stau și mă gândesc, măi, dacă copilului meu e bine, ce poate ce a declanșat chestia asta? Și dacă mai pun și pe, pe, lângă lucrul ăsta și faptul că poate copilul meu refuză să mai meargă la grădiniță. Dar încă o dată îl iau în, încadrat în tabloul mare în care înainte mergea cu drag deci nu e un refuz la de prima lună de grădiniță că nu vreau să merg. da? Deci s-a schimbat ceva, ceva era ok înainte și nu mai e ok. Ăsta poate să fie o indicație. Dacă se întâmplă lucrurile astea și dacă se întâmplă un abuz, nu este un capăt de lume. Dacă copilul are un mediu... Uh, și aici mă gândesc la un, un copil mai micuț, de obicei, uh, și la un abuz care nu este violent, de obicei, nu este nici prin, uh, prin penetrare, nu, nu este ceva... Care din punct de vedere fizic să-l fi rănit, ci este a fost, ci mai, mai degrabă din punct de vedere emoțional a fost traumatizant. Dacă noi, ca familie, suntem un mediu bun și sigur și stabil pentru copilul nostru, lucrul ăsta se va reechilibra. Dacă e nevoie, mai povestim, mai mergem și la un psiholog, și la un terapeut, ne mai dau câteva indicații. Ce Aici sunt foarte multe de spus și nu o să intru foarte mult în lucrul ăsta. Ce vreau eu să știți este așa. Abuzurile sexuale se întâmplă. Uh, se întâmplă aproape întotdeauna, 90% din cazuri, cu oameni în care noi, ca părinți, avem încredere și în care copiii noștri au încredere. Uh, și dacă se întâmplă, nu ne panicăm, deși cu siguranță că ne vom panica, se poate gestiona lucrul ăsta în așa fel încât să nu fie o traumă peste care copilul să nu poată să treacă niciodată. Da? Cerem ajutor, căutăm resurse, nu ne panicăm uh, și nici nu, uh, nu ne gândim că gata, viața lui va fi distrusă. Slavă Domnului că acum, și mai ales și în Cluj, dar în general și în România, sunt, sunt multe resurse și sunt lucruri pe care putem să le facem să-i ajutăm pe copiii noștri dacă au trecut prin așa ceva.